general SRI Anton Rom. Fac lucruri pe care nu le știți, nici nu le înțelegeți, nici nu vi le imaginați vreodată în viețile vieților voastre. Ne puteți spune? Nu. Ai cripto? Am și n-am. Am cripto. Când vreau să cumpăr lucruri despre care nu vreau să știe lumea, nenorociri mari se întâmplă dacă se află informațiile astea. Blockchain, numai plus, dacă mă întrebați mine. Foarte bun. Buhnici pedalează în continuare și zice că ai nevoie de asta. Niciodată nu am intenționat să-i tăiem degetul. Serviciile nu se vor îndrepta niciodată împotriva unei criptomonede. Ce părere ai despre Serviciul Român de Informații? Când zici SRI în România... Recunosc, sunt un general jucător, atunci când am dreptate, nu țin cont de nimic. Gen, te super tare dacă... Nu par creepy, nu? Serviciile de informații din Rusia au atacat instituții importante din guvernul României cu... Da, a fost fascinant să ne batem cu ei în timp real și să-i oprim. Suntem în cele mai selecte cluburi ale serviciilor de informații din Occident. Sunt un general care înțelege că are în spate cel mai puternic serviciu de informații din România. Sincer, aș putea să vă înșirui toate distincțiile pe care următorul meu invitat le are, dar prefer să vă spun de ce am ținut neapărat să vină în fața voastră. Există oameni care au povești și oameni care sunt povești. Primii sunt parteneri foarte faini de discuție, dar cei din a doua categorie, dacă îi stimulezi puțin, după cum o să vedeți că am să fac, vor face un show în care nu simți cum au trecut orele. Noroc că l-am pe Rafael aici care mi-arată 30 de minute, 40 de minute, 50 de minute și eu încep să intru în panică, cum am intrat mai devreme la Sergiu. Așa că, dacă tot nu vom simți cum trece timpul, să ne grăbim să-l chemăm în scenă ca să îl avem printre noi pe generalul Anton Rog. Stay for talks. Bine, bine. Stay ahead of the curve. Am uitat să zic de cravat. Am stat de vorbă în spate și... Vrei să o dau jos? Da. Sigur, nicio problemă. Am citit de curând într-o carte următorul paragraf. There are two kinds of generals or admirals in the Pentagon. Okay. The majority of them are bureaucrats, which is useful most of the time, because most of the time we are at peace. But when you go to war, you want somebody that is going to change the game on the enemy and do something radical or different. În contextul citatului de mai sus, ce fel de general ești? Tu ai trăit vreodată cu sentimentul că dai totul, dar munca nu ți este apreciată? Așa mă simt și eu acum când te uiți la mine, îți place munca mea, dar nu dai like. Dă like și subscribe, că nu costă bani și te poți răzgândi oricând. De brigadă. Anton, rog, în afară de brigadă. Ca să fac o glumă, pe cyber suntem într-un război permanent. Acum chiar suntem, cum să zic, suntem o componentă din războiul kinetic, suntem parte din războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei și nu-și foarte precis și mai vin și prin România. Păi eu zic așa, că sunt un... Da. Sunt un general jucător. Sunt un general dinamic, sunt un general care stă în birou numai atunci când trebuie să stea în birou, sunt un general care înțelege că are în spate cel mai puternic serviciu de informații din România și care folosește forța aceasta, pe care o conștientizează foarte clar, pentru a încerca să facă lucruri care au legătură cu domeniul cyber într-un mod corect pentru România și nu numai. Lucruri din domeniul IT, lucruri din alte domenii indirecte domeniului IT, care încearcă să promoveze domeniul ca atare, care vrea să aducă în România cele mai noi și mai bune tehnologii, care vrea să crească România în această chestiune. Deci nu, unul dinamic și jucător, dar jucător nu în sensul băieților deștepți, jucător în sensul bun și corect pentru țara asta, care își folosește influența și puterea, cel puțin eu așa cred, pentru a crește cât mai mult domeniul în România. Să nu uităm că domeniul ăsta, IT și cyber împreună acum, aduc vreo 7,5% din PIB. PIB-ul e vreo 400 de miliarde, s-o cotiți cât înseamnă 7,5 ori 4, sunt vreo 30 de miliarde,
care vin numai din creier. Nu tăiem pomi, nu exportăm, adică să produci 30 de miliarde din cap e o treabă. Și cred că o valoare adăugată este una uriașă și da, merită ridicat cât mai mult. Adică, ce vreau să înțelegeți? Serviciu, știu, e un cuvânt care nu ne place, serviciile interne sunt servicii de securitate. Ele trebuie să protejeze țara împotriva amenințărilor la securitatea națională, de toate felurile. Și noi ne ocupăm în povestea asta de securitatea cibernetică. Acum avem și o lege, lucrurile s-au așezate, nu ne mai călcăm unii cu alții pe picioare, dar în afară de treaba asta, un serviciu intern trebuie să se ocupe și de promovarea intereselor în principale economice ale unei țări și după aceea culturale, sociale și de altă natură. Cam asta e, cam așa mă văd eu. Poți să fii general în SRI fără să fii patriot? Nu. Nu. Deci înseamnă că ceva a fost greșit pe parcurs. La angajare, la evaluarea psihologică, la promovare, nu, răspunsul este nu clar. Nu. Adică ar trebui, cum să spun, să fie un lanț prea mare de greșeli ca să fii promovat până acolo. Ca să ajungi general, trebuie să se întâmple multe lucruri, dar la final, șeful militar al serviciului, adică prim-ajunctul directorului și directorul, trebuie să fie de acord și să te propună președintelui țării. În general, se fac prin decret al președintelui țării, nu altfel. Nu, e nu, e imposibil. Adică, imposibil. Ar trebui să se întâmple ceva foarte rău ca să ajungă cineva în Serviciul Român de Informații General fără să fie patriot. Și nu cred că avem această situație. Astăzi m-am întâlnit cu Felix Crișan dimineață și îmi spune să-l salut pe Toni din partea mea, că am înțeles că ați fost salut și eu. Colegi de facultate. Da. Și întrebarea mea e, ai fost dintotdeauna așa, jucător? Și înainte să fii da. Partea unei da, structuri? Da. Tot timpul a fost un tip dinamic și jucător. Când eram sub locotenent, îmi spuneau arogantul. Pentru că atunci când am dreptate, nu țin cont de nimic. Da? În afară de Dumnezeu, cu restul lumii mă lupt. Și sunt, câteodată sunt și pitbull, câteodată sunt când partenerul de dialog nu înțelege niște lucruri care sunt evidente și, cum să zic, duce discuția într-o zonă care nu e favorabilă nici țării, nici domeniului, nici, adică, da, devin și un pic, poate, mai arogant, mai pitbull. Și ce faci când n-ai dreptate și îți dai seama că n-ai dreptate? Recunosc. Absolut, nu, fără nicio problemă. Recunosc când am dreptate, îmi cer iertare, fără nicio problemă. N-am lucruri de-astea. Sigur că aroganța a dispărut în timp. Dar când eram mic, eram rău, un tip rău. Te-a ajutat, dacă e să tragi linie în timp, da. Crezi că aroganța a fost mai mult plus valoare, neutră? În tinerețe, până la un moment dat, a fost plus valoare. Ea se baza pe niște rezultate, adică nu era așa venită din neant. Mai târziu am înțeles că nu mai merge așa și am renunțat. Când zici SRI în România, în funcție de vârsta pe care o ai, te cuprind diferite sentimente. Dacă ești ceva mai în vârstă, sentimentul este de îți vine să scoți priza din perete ca să vezi dacă nu te ascultă cineva. Dacă ai vârsta mea, ești mai degrabă, să zicem, circumspect. Dacă ești mai tânăr, am sentimentul că nu te interesează. Concomitent, am avut prin valurile vieții, ca să zic așa, am cunoscut mai mulți oameni care lucrează acolo la voi, la prăvălie. Uh-huh. Și e o expresie utilizată la prăvălie. Și ce vreau să... Și mulți, cumva, sentimentul în jurul SRI este așa un aer de creepy, nu știi la ce să te aștepți, dar mă uit așa la tine și nu par. Nu par creepy, nu? Nu. Înțeles. Mulțumesc. Cum faci? Cum să încep eu? Păi o să vă dau o poveste sociologică. Într-un sondaj de opinie realizat acum câteva luni, după Biserică și Armată, încrederea, atenție, nu în SRI ca o instituție, ci în personalul SRI, era pe locul 3, cu un procent peste 50%. Și nu era făcută numai în București, era la nivel național, pe eșantioane de vârstă de la 18 ani până la 60. Deci, ușor, adică să fii pe locul 3, după instituțiile astea deja consacrate, ca încredere în ofițerii SRI, mi se pare, cum să spun, fantastic. Uh-huh. Deci chiar fantastic. Și de aici atragem concluzia că oamenii de toate vârstele înțeleg că ofițerii SRI
tot ce fac, fac în avantajul acestei țări. Sigur, o mai fi câte un caz pe undeva în care se mai întâmplă, dar sunt rarisime. Sunt rarisime. Sunt de acord cu atât. Adică înțeleg pe tineri că nu interesează. E ok. Pe tineri de azi interesează foarte puține lucruri. Adică interesează strict lucrurile de care iau nevoie în viața socială, puțin la job și să se distreze. Mi se pare în ordine. Odată cu maturizarea își mai schimbă această chestiune. Nu mai poate să fie creepy. Asta cu priza trebuie să scădem 35-40 de ani ca să discutăm, dar a dispărut povestea asta, numai în caz, acum facem cyber. Deci acum trebuie să te uiți în telefon, în tablet, în calculator, în priză, te uiți fără rost. Am văzut că ai spus lui Buhnici într-un interviu acum 4 ani, în care, pentru cei dintre voi care n-ați văzut interviul lui Tony cu Buhnici, Buhnici îi explica cu casa lui inteligentă și îi spunea că de asta nu mi-am conectat eu gaura chei, mă rog, clanța. O clanță inteligență, da. Clanța la internet, că sunt din ăștia ca voi. Și Tony a zis că da, bine mă, lasă. Că... și Buhnici pedalează în continuare și zice, păi ce mă, că e biometric, ai nevoie de ăsta. Și Tony se uită așa o secundă și face, da mă, da, lasă că de vreo. Ăla a fost momentul în care Buhnici s-a gândit ce bine să ai 10 degete la mână. Tu că, nu, dar niciodată nu am intenționat să-i tăiem degetul. Noi aveam două metode. Una, din proximitatea clanței, se deschidea pur și simplu, și a doua, în care aveam nevoie de ceva fizic. Dar nu rangă sau ceva. Biometric, dar lui, preleva la un moment dat, după care îl foloseam liniștit și deschideam casa. Adică aveam, cum să zic, aveam în minte la momentul acel puțin două metode. Între timp, am mai evoluat, avem mai mult. Și i-ai spus atunci, pe cuvânt că n-avem nicio intenție să intrăm. Da. Absolut că da. Deci serviciul nu mai poate să fie creepy pentru că vă dau un alt exemplu, nu din țară, din afara țării. Suntem în cele mai selecte cluburi ale serviciilor de informații din Occident. Și nu numai în domeniul cyber intelligence, în general. Ce înseamnă cele mai selecte? Adică suntem alături de serviciile de informații în NATO, suntem alături de serviciile de informații în UE. Facem parte din, nu o să menționez aici, că nu sunt niște cluburi destinate, dar sunt cluburi, există cel puțin unul pe care eu știu, sunt mai multe, în care sunt cele mai occidentale, moderne și democratice servicii din lumea asta. Iar în ceea ce privește cooperarea cu servicii, cum să vă spun, serviciile mari de informații, când au venit în blocul din Est, în țările fost comuniste, n-au cooperat cu noi așa din prima, s-au deschis. Au făcut câțiva înveting pe noi. Au început ușor, cu lucruri simple, până au ajuns să aibă încredere deplină, totală, unele dintre ele. Da? Iar acum, dacă nu mai păstrăm nimic din ceea ce știau oamenii de acum 30-40 de ani, suntem la fel de deschiși, transparenți și democratici cu ei, lucrăm cu ei de la egal la egal. Inclusiv în situația asta complicată pe care o avem la graniță. Adică lucrăm cu ei și ei lucrează cu noi ca și când am fi un singur corp. Și mă refer aici la marele servicii, nu o să le numesc acum. Da, mă rog. Alea pe care le știe toată lumea, din filme. The Big Four. Da. În avatarul tău de pe WhatsApp e un text care zice așa. Amateurs hack systems, professionals hack people. Corect. Asta, înainte să scriu salut, asta mi-a tras atenție. Da. Am zis că ok, vreau să scriu salut în continuare sau... Așa. Asta în timp ce ești director la CyberInt, care, mă rog, cel puțin la nivel de titulatură, are mai degrabă legătură cu sistemele și tehnologia. Are o legătură cu sistemele și tehnologia și are o mare legătură cu oamenii. Centrul Național CyberInt, deși are o componentă tehnică normală și foarte puternică, pentru că nu poți să fii în domeniul cyber și să faci numai inteligent pur. Adică e clar că avem un pilon tehnic extrem de puternic. Și, cum să zic, îl folosim pentru a oferi servicii de securitate cibernetic infrastructurilor critice și Guvernului României, în principal, că suntem un serviciu intern. Noi protejăm. O să mai discutăm un pic și despre treaba asta. Am început să fim și proactivi, că și în strategia de securitate cibernetică a României nu doar ne apărăm, am pus un capitol acolo și cu o anexă pe care am făcut-o secretă, în care spunem că mai și vânăm amenințarea, adică suntem proactivi, suntem un pic ofensivi. Începem să o căutăm, nu mai așteptăm să vină la noi. Și începem să o căutăm pentru că cei care vin pe aici să știe că îi costă dacă vin în România. Adică ce au investit în niște campanii,
o să le descoperim mai repede și toți banii pe care au cheltuit sunt pierduți pentru că o să împărtășim informațiile cu partenerii, dar să mă întorc. Deci asta e partea tehnică, care e și defensivă și proactivă, n-aș numi-o chiar ofensivă, că este un serviciu intern. În același timp, avem un departament extrem de performant care se ocupă de un concept care se numește inginerie socială. Da? Nu-mi place. Acum ți-am făcut un pic de awareness, dar peste o lună noi putem să te determinăm printr-un link, printr-un SMS, printr-un visiting, smishing, printr-un telefon pe care ți-l dăm să faci o acțiune pe care noi dorim să o facem, să o faci împotriva voinței tale. Da? Asta înseamnă ingineria socială. Să te determini să faci ceva pe care tu, în mod normal, nu vrei să-l faci. Și cum să spun, să-l faci cu plăcere și să-ți dorești să faci treaba asta. Că aici e frumusețea. Da? Adică ca să vă spun, am testat treaba asta pe colegi de-ai noștri, chiar pe un șef de-al nostru din trecut, care, mă rog, ne-a dus, i-am raportat noi ce și cum, că așa cum militarii raportează, și zice, nu există, deci eu am 20 și de ani, voi spuneți voi mie, bine domn. L-a lăsat o săptămână, a studiat un pic ce îi plăcea să facă în timpul liber și am oferit un abonament pentru un tur cu Ferrari. Și trebuia să dea număr de telefon, CNP-ul și toate astea, ni le-a dat și după aia am dat SMS-ul înapoi. Mulțumim, o să vorbim la Ferrari să vedea și turul. Și a zis, voi nu sunteți sănătoși la cap, zice, știm. Deci, ingineria socială în domeniul cyber security, mai ales în punerea în aplicare a mandatelor de securitate națională, joacă un rol important, joacă un rol crucial. Ce înseamnă punerea în aplicare? Înseamnă că oameni sau sisteme hotărăsc să fie intruzivi sau să facă acțiuni care se transpun în amenințare la securitatea națională. Noi monitorizăm lucrurile astea, le aflăm, le monitorizăm în toate feluri, de la parteneri, de la surse secrete umane, le descoperim noi. Facem o solicitare la parchetul general, la înalta curte și un judecător decide într-un final dacă ce prezentăm noi acolo are suficiente probe, astfel încât să ne dea un mandat de securitate națională în baza căruia noi să-i restrângem drepturile constituționale. Adică să fim intruzivi cu el. Dar să, în toate felurile. Pe sisteme, pe dispozitive și așa mai departe. Să ne folosim toate capacitatea pentru a extrage date de la el, pentru a încerca să eliminăm acea amenințare. E, în astfel de situații, când tehnologic nu avem top of the top, pentru că noi suntem în România, nu suntem Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania sau Israel. Dacă vă întrebați clubul SELEC care era. Da. Am făcut și eu inginerie socială, ia. Da. Și folosim foarte mult ingineria socială, complementar la poveștile astea. De aceea, pentru că noi ne bazăm foarte mult pe creativitate. Și echipa asta este incredibil de creativ. Adică este, da, dreptul, nu sunt sănătoși la cap. Și vă spun, dacă cineva trebuie să dea click pe un link ca să infectăm o poveste sau ca să facem ceva, să spunem în aplicare un mandat, rata de succes 100%. Nu a existat o situație ca așa numim noi vectori, un limbaj de lemn, ca o persoană care face lucruri rele, ca să mă exprim așa simplu, dovedite, adică nu abuziv, repet, fără un semnător, un judecător, în alta curte, zero. Nu se poate întâmpla treaba asta, dar în spațiile n-a existat o speță în care persoana să nu acceseze link-ul. Adică, professional hack people. Mă uit la întrebările mele și încep să mă întreb dacă sunt ale mele sau am vrut să le pun sau nu. Da, nu, deci nu e o ședință de mentalism. În interviu cu George de acum 4 ani, okay, te-a întrebat cât sunteți. Iar răspunsul tău a fost nu atâția cât ți-ar trebui. Am simțit că, mă rog, a fost mai degrabă o formă de a evita răspunsul din motive evidente. Și atunci eu formulez întrebarea că poate mi iese mie. Ok. Nu sunteți cât ar trebui, pentru ce? Nu știu, dă-mi un exemplu de provocare pe care ați avut-o relativ recent și despre care poți vorbi. Ok. Numărul ofițerilor dintr-un serviciu de informații este secret de stat, strict secret. Secretul de stat are 3 nivele. Secret, strict secret și strict secret de importanță deosebită. Secretul înseamnă că dacă îl dezvălui, se produce un lucru care influențează negativ lucrul din statul ăla, strict secretul înseamnă că se întâmplă ceva mai rău. Se dovedează o informație care aduce prejudicii mai mari statului respectiv. Strict secretul de importanță deosebită din nume. Trebuie să ne dăm seama dacă o astfel de informație se pierde și ajunge la public.
își pierd oameni în funcție, se schimbă guverne, nenorociri mari se întâmplă dacă se află informația de asta. Cât de des se întâmplă asta? Nu se întâmplă. Răspuns, nu se întâmplă. Dar nici n-a trebuit să mă gândesc. Răspuns, okay. Nu se întâmplă. Pe scurt, deci nu există. Deci suntem mai mulți decât eram atunci, semnificativ mai mulți, suntem mult mai bine decât eram atunci, e loc de mai bine, dar suntem bine acum. Deci nu mai suntem ca atunci, suntem bine. Mai trebuie ceva, dar nu, adică suntem mult mai bine decât eram atunci, clar. 100% suntem mult mai bine. Ce ai zis să dau un challenge cu ceva care m-a preocupat? Ceva, o provocare de care poți vorbi, în mod evident. Ok. Ok. În contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, serviciile de informații din Rusia, toate cele trei servicii, FSB, GRU și SVR, au atacat instituții importante din guvernul României cu malware complex de tip Advanced Persistent Threat, de tip APT. Eu, cum să zic, malware-ul ăsta e un malware care nu face zgomot, care rămâne foarte mult în rețele persistent, care are niște metode extrem de inovative de a fura date și care stă acolo pentru foarte mult timp. Și până să înceapă războiul cu Ucraina, erau două servicii care ne bâzeau într-una, și anume GRU, Serviciul de Informații Alarmate, cu APT-28, dacă o să căutați pe net despre APT-28, gruparea asta, o să vedeți că găsiți destul de multe lucruri să le citiți. Și FSB, cu un malware mult mai complex, GRU e mai zgomotos, e de la armată. FSB, Serviciul de Informații Pur, e mai stilat, mai... și cu malware mai complex, cu Turla, campania Turla. Snake, Uroburos, are diverse nume. SVR-ul nu ne vizitase serviciilor extern. Când a început războiul și acum a venit și SVR-ul, a zis, domnule, nu, trebuie să veniți și în România, nu trebuie să îi lăsăm mai pe la doi singuri. Și au venit și ei cu APT-29. Sără, că ce e APT ăsta? Advanced Persistent Threat este o grupare de criminalitate cibernetică care este finanțată și coordonată de servicii de informații. Ok. De statul respectiv. Noi îl numim în limbaj de lem actor statal. Deci o grupare de criminalitate cibernetică de tip statal, poți să dovedi, adică ca să poți să dai denumirea asta, trebuie să faci atribuirea. Atribuirea e un proces prin care eu reușesc să dovedesc că malware-ul respectiv, din punct de vedere tehnic, este similar, într-un procent peste 95%, cu alt malware pe care l-am de la partener sau cu atribuirea anterioară, că modus operandi, cum a intrat în rețea, ce face în rețea, cum fură datele, cum iese din rețea, cum face mișcări laterale, cum își lasă backdoor-ul și așa mai departe, e similar cu ce știu despre un serviciu de informații rus care coordonează sau pot să, dacă sunt foarte bun, pot să caut fluxuri de bani prin care guvernul respectiv, prin diverse mijloace, l-a împins către grupare pentru a o finanța. Sau, dacă sunt și mai bun și penetrez în sistemele lor, pot să arăt clădirile de unde lucrează, geolocația lor, pot să îi filmez când fac atacuri, pot să arăt că în încăpere era un individ care pe face recognition este un ofițer de informații. Da, acolo trebuie să fii chiar între cei mai buni, dintre cei mai buni. Cel mai des facem atribuiri tehnice, adică analizăm malware, analizăm modus operandi, tools technique procedure, TTP-uri, cum le numim noi, și din ansamblu ăsta dăm un procent în care spunem grad de similaritate. Deci, dacă mă întrebați pe mine, lucrul cel mai complicat din punctul ăsta de vedere este atribuirea și am ajuns într-o instituție a statului român ca aceste trei servicii să lucreze concurențial, să fie toate trei acolo în același timp cu APT-uri. Cam așa. Asta aș zice că e una dintre cele mai mari provocări de când a început războiul. Și nu vorbim de aeroportul Recoanda. Nu, vorbim despre un minister din Guvernul României, nu o să-l numesc aici, în care toate trei serviciile de informații ruse încearcă să fie prezente cu APT-uri, cu malware complex și să rămână persistente și să fură date de acolo. Cum fură date? Prin steganografie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unor fotografii sau unor filme, filmulețe, pe care angajații instituției respective, deși n-ar trebui, le postează de pe calculatorul de serviciu care are acces și la internet pe Facebook sau în altă parte, atașează date acelor filme, acelor poze, fotografiile și filmele pot se deschid în continuare, pot fi vizualizate. Dacă ești experimentat, vezi că au o dimensiune mai mare decât ar trebui în mod normal, dar atât, ăsta e singurul indiciu. Și în felul ăsta își trimit poze între diverse conturi și odată cu ele pleacă datele, e greu spre imposibil să-ți dai seama.
Mai mult, când ajung actorii ăștia, mai ales actorii ruși, dar nu numai și cei chinezi, să penetreze o rețea, fac și administrarea rețelei. Adică, nu e nimic de râs. Se interesează, cum să zic, optimizează totul să funcționeze bine. Să nu fie spike-uri, să nu fie picuri, să nu fie creșteri de ceva. Totul să fie într-o normalitate. Și calitatea administrării lor e mai bună decât calitatea administratorilor locali. Vă spun de acum, ca să știți. Scopul este unul foarte simplu, să rămână sub radar. Pentru că aici discutăm despre spionaj cibernetic, nu despre altceva. Și cantitatea de date și relevanța lor pe care pot să o fure cu spionaj cibernetic este mult mai mare decât cea pe care ar putea să o ia cu un factor uman. E mult mai greu să recrutezi unul, să-l bagi într-un minister, ăla să ia cu sticul sau să stea cu lumea de vorbă să-și noteze, să vină cu porumbelul, să pună în par sub piatră, tu să-l iei cum făceau înainte. Nu. Au intrat pe cabluri de la ei de acasă, rămân persistenți, mai mult, își pun în malware motoare de căutare. Adică nu eu așa autova documente, nu. Pun în motorul de căutare hardcodat numele ministrului, numele secretarilor de stat, numele director. De ce? Pentru că probabilitatea ca un document în care apare numele ministrului este să fie mai relevant decât unul în care nu apare. Adică lucrurile sunt extrem, extrem, extrem de avansate și de complexe. Cu asta ne ocupăm. Asta e cel, din punctul meu de vedere, asta e cel mai complicate lucruri despre care pot să vorbesc în general, adică nu pot să vă spun așa exact, dar v-am dat totuși, zic, destule elemente concrete. Am o curiozitate aici. Adică chiar nu suntem creepy. Nu. Nu. Sunt de acord. România are parteneriat cu multe țări occidentale puternice cu care puteți colabora. Cu toate. Cu toate. Întrebarea mea e, atacă ăia care în teorie sunt apropiați și dacă îi descoperi, răspuns, ce da. Se întâmplă? Răspuns da. Gen, te super tare? Dacă... Îi bați obrazul. A, dar după aia lucrurile revin la normal că da. Miza e mai mare. Da. Ce șansă are o țară mică? Ok, România e o țară mare din Uniunea Europeană. Ne-a dat Dumnezeu și destul de multă minte astfel încât avem mulți IT-și pricepuți. D'accord. Ce șanse are, nu știu, Georgia, Azerbaijan să scape de un atac în care vine GRU cu SVR și cu toate trei litere din Rusia? Singură are șanse mai mici. Așa cum s-a văzut. Sunt campanii de dezinformare, sunt atacuri persistente, dar singuri au șanse mai mici, pentru că, na, cum să vă zic, și populația, și școala, și cultura, și toată povestea nu sunt la fel de evoluate în țările pe care le-ați pomenit, față de țările europene și occidentale, care, ceva important, în cyber e bine să nu stai izolat. Oricât ai fi de mare, oricât ai fi de puternic, oricât, singur, nu poți să fii la fel de bun ca atunci când ești în parteneriat. Energia valului mai mare. Da, cu siguranță. Și ne întoarcem și la țări. Spun asta pentru că au fost situații, nu multe, dar nici puține, în care astfel de operațiuni cibernetice de tip Advanced Persistent Threat nu le-au descoperit primii, nici unii, nici alții, le-au descoperit românii. Noi. Și le-am pus, așa cum fac și ei când le descoperă, la dispoziția tuturor. Tuturor. Aproximativ tuturor. Actorilor importanți care contau. Să răspund și mai corect. Le-am pus la dispoziția tuturor țărilor din care am văzut că există victime ale acelui atac. Uh-huh. Da? Surpriză! Țări mari de tot, mari de tot, cu serviciile de 3 litere, nu știau la momentul ăla de ele. Și-au mulțumit. Asta arată. Bun, cum să vă zic, tehnologic nu suntem la fel acolo, pentru că România nu e tehnologic la fel ca Statele Unite. Nu e. Noi nu producem tehnologie ca ei. Dar la partea de creativitate și la tradecraft, adică cum ne facem procedura ca să găsim lucruri, suntem, câteodată suntem noi primii, câteodată sunt ei primii. Adică eu nu mai am niciun complex de inferioritate față de niciun serviciu de informații de pe această planetă în domeniul cyber. Au fost multe situații în care am fost la fel de buni ca ei sau câteodată mai buni. Cum au fost și multe situații în care ei au fost mult mai buni decât noi. Deci nu mai am această poveste. Suntem în acest parteneriat
extrem de important, strategic, unii, normal cu ceilalți, în care există un schimb de date permanent, zilnic, în timp real, fără de care toți am fi mult mai slabi, mult mai slabi decât suntem acum. Țările despre care ați făcut amintire sunt țări care încearcă să aibă o orientare democratică. Și sunt țări cu care și noi și alte țări mai puternice decât noi cooperează în acest domeniu, nu la același nivel ca între noi, pentru că e un proces de vetting care va dura până când ne vom asigura că lucruri sensibile cu care se pot apăra, pe care le dăm la ei, nu ajung la cei la care nu trebuie să ajungă. Nu ajung în Rusia, nu ajung în China, nu ajung în Iran, nu ajung în Coreea de Nord, că ăștia sunt actorii cei mai ofensivi împotriva lumii occidentale și nu numai. Asta vreau să te întreb. Care sunt blocurile mari? Cum e împărțită? Păi sunt doi actori extrem de importanți, Rusia și China. Rusia este un actor ofensiv cibernetic care și-a început dezvoltarea foarte puternic după 2016, moment care coincide cu o finanțare a președintelui, sau nu mai știu ce era, președinte sau prim-ministru atunci Putin, care le-a dat niște sute de milioane de euro dintr-o dată unor unități care se ocupă de APT-28-29, de Turla, de Znei, Coroboro și așa mai departe. Adică a fost o finanțare masivă a lor și s-a văzut o creștere puternică a atacurilor din Rusia urmare acestei finanțări, că și-au cumpărat exploituri și-au instruit oamenii și sunt mii de oameni care stau în spatele acestei chestiuni. Totuși, Rusia rămâne un actor zgomotos, care nu interesează dacă faci blame and shame, adică dacă mai multe țări fac atribuirea tehnică și politică și ies ca un bloc și spun APT-28, țin sigur, este Rusia, uitați dovezile, ăștia sunt ofițerii care lucrează, o să-i incriminăm dacă părăsesc Rusia, vor ajunge în pușcă. Nu interesează. China este un actor care ține foarte mult la reputație. Deci China e cu reputație. De ce crezi că e? Este în gena lor, ei vor să pară extrem de corect și democratici. Deși în multe situații nu sunt. Dovedit, tehnică. Dar țin foarte mult la treaba asta, astfel că atunci când găsim un APT chinezesc sau o chestiune și pe diverse canale le spunem că i-am aflat, se opresc și sunt foarte, adică au o altă atitudine, țin foarte mult la vestea asta. Că stai nemișcat și nu te mai vede nimeni. Da. Nu că stau nemișcați, dar zic, nu, e o confuzie. Și după aceea povestea respectivă se oprește. Iranul nu-l interesează nimic, adică l-ai găsit, e cam brânz așa, dar sunt buni, să nu înțelegi că nu sunt buni, dar nu sunt chiar de nivelul celorlalte două. Iar Coreea de Nord e mai puțin evoluată cibernetic și principalele scopuri sunt cybercrime financiar, exact. Ransomware, diverse lucruri prin care se fac rost de bani. Spargerea sistemului bancar. Am văzut de curând, 6,5% din PIB-ul lor era din cybercrime. Exact. Adică fac niște bani frumoși, niște miliarde bune. Adică nu e chiar rău să fii și ofensiv. Adică poate să fie profitabil pentru o țară care nu produce nimic. Da. La ei și o nevoie. Cam așa stau lucrurile. Cam astea sunt mari actori care vizitează România. Și da, câteodată și parteneri, nu dintre ăștia hardcore, dar parteneri totuși, nu e NATO, mai vizitează și mai încearcă așa prin România câteodată și le batem obrazul grosier. Cred că numitorul comun din tot ceea ce ai spus e resursa umană. Cea mai importantă. Încerc să-mi dau seama câteva lucruri. Așa. Unu. Nu reușesc să înțeleg de ce cineva ar veni să lucreze cu voi. În primul rând... Oprește-te! Știi deja ce vreau să întreb? Nu, dar să-ți răspund de ce vor să lucreze cu noi. Unu, intră într-un cor de elită. Trec printr-un proces de selecție extrem de dificil și intră într-un cor de elită. Elită. Ei nu știu asta. Nu, ba da, că le spunem înainte. Ai ajuns aici, o să fii elită. Înseamnă că te duci tu la ei primul. Da, normal, că mergem să-i recrutăm. Ok, cum îi recrutezi? Păi în mai multe feluri. Uite, eu particip la emisiunea asta și se uită, bă, e șmecher băiatul ăla. Deci, cum arată el, sigur, nu e militaros, nu ne freacă, deci mergem la el, că e bine. Da? Da, fair. Asta e prima, adică poveste, să folosim acest soft power pentru a ne promova. Merg colegi de-ai noștri prin facultăți. Utilizează-mă. Da. Merg colegi de-ai noștri din zona de HR prin facultăți și prezintă bunele și rele din serviciu. Și unii dintre ei aleg să vină. Avem parteneriate cu multe facultăți tehnice și nu numai,
în care câteva locuri, 2, 3, 5, 7, 10 locuri, sunt pentru Serviciul Român de Informații. Nu numai pentru Centrul Național Cyber, pentru serii, zone tehnice în general. Te anunți, e bătălie pe ele. Nu sunt, cum să sunt, fac parte din admiterea normală, dar unii dintre ei optează pentru locurile alea. Și dacă sunt 3-5 locuri la o facultate, vreo 200 optează pentru ele. Adică se aleg... Vârfurile. Buni, vârfuri. Da. Nu plătim extrem de bine, asta dar nu plătim sunteți, nici extrem de rău. Sunteți competitiv financiar? Pentru că în România, IT-știi, ca să zic așa, câștigă din ce în ce. La începutul carierei suntem competitiv financiar, dar nu creștem așa repede ca piața. Da, deci după aceea mai pleacă dintre ei, pleacă din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că fac lucruri care nu există pe pământ. Fac lucruri pe care nu le știți, nici nu le înțelegeți, nici nu vi le imaginați vreodată în viețile vieților voastre, decât dacă sunteți înăuntru. Lucruri unice. Și fac lucruri unice împreună cu MI6, fac lucruri unice împreună cu CIA, fac lucruri unice împreună cu Mossad. Mai greu dacă ești în piața privată să faci de-asta. Adică e imposibil. Dacă nu poți să le povestești. Nu pot să le povestesc. Bun. Dar vă implicați și în formarea lor? Nu știu, după mintea mea, bănuiesc că există anumite specificități pe care trebuie să le aibă la terminarea facultății, sau, mă rog, să le deprindă, să le cunoască, whatever, ca să vă fie utili. Absolut că da. Okay. Absolut că da. Adică în parteneriatele astea pe care le avem cu facultățile, nu numai că sunt locuri pentru serviciu, dar colegii de-ai mei de la Centrul Cyber se duc și țin cursuri acolo. Fără probleme. Și sunt super practice. Pentru instruirea și formarea unui corp de specialiști, nu numai pentru Centrul Național Cyber din SRI, în general pentru domeniul cyber, avem parteneriate cu 20 de facultăți, 14 dintre ele fac bachelor degree, deci fac ciclu 1 Bologna, toate 20 au cursuri postuniversitare de 3-6 luni pe cyber, super practice, adică analiză malware, analiză de trafic, securitatea dispozitivelor mobile, securitatea rețelelor, aplicații speciale, forenzic, intervenție rapidă, lucruri super practice și pe tehnologii, cel mai noi tehnologii ale multinaționalilor sau firmelor românești din piață și își trimis și ele speciali să țină cursuri, adică e un win-win, că mulți se duc în privat, dar unii mai vin și în zonele astea. Mastere, în vreo 14 facultăți, se fac mastere de cyber deja, adică a început povestea asta în 2017, nu? 2017. Da, adică ne-am implicat. Deși Centrul Cyberin nu face parte din Ministerul Educației, că nu face din SRI, a început această inițiativă, noi, de nebune așa, am zis, dom'le, hai să facem treaba asta, că lipsește, n-avem școală universitară de cyber în România. Și după aceea, Ministerul Educației a simțit că totuși e o poveste de educație și s-a implicat puternic, a băgat mulți bani, un corp de profesori, profesori generic, lector, conferențiar, asistenți și profesori, au mers în străinătate, și au făcut cursuri la Institutul SANS și în alte părți super practice cu cei mai buni instructori de cyber pe materiile astea pe care le vizam, s-au întors, au predat și ei până au învățat cursul. Primele două, trei generații n-au ieșit, dar după aceea lucrurile au mers mai bine. Și vă anunț, toți absolvenții, toți sunt absorbiți, deci unul nu e, din 1000 și cât ies în fiecare an, să nu-și găsească loc de muncă în privat sau într-o instituție a statului român sau pe afară. Toți se angajează 100%. Și știi de ce mai vin la cyber? Ca să-l aibă în CV unii dintre ei. Nu e chiar fair, trebuie să ai o înțelegere cu mine și cine se uită la noi să știe, trebuie să stea minim 3 ani. Un an și ceva învață, un an și ceva produc. Și după aceea îi lăsăm să plece. După modelul Mossad. Că trebuie să avem și noi mulți prieteni în piață. Și ți-ai pus Centrul Cyber în CV, pleci de la 4.000 de euro. Niciunul. Când pleacă afară, nu pleacă cu un salariu net, nu mă refer brutul, netul. Toți au 4.000 de euro cel puțin. Deal bun. E un deal bun și pentru noi și pentru ei și pentru România. Dacă nu ai fi făcut asta, ce alt job ai fi făcut? În primii 5 ani, în timp ce eram ofițer la serie, am și predat la Facultatea de Matematică, Universitatea din București, secția de informatică pe care am și absolvit-o în 97. Deci cred că mi-ar fi plăcut să predau la facultate. Să știi că ai fi fost un foarte bun salesman. Am înțeles, dar nu. Bun, probabil. Că la asta mă gândeam pe măsură ce vorbeai. Nu, în vânzări, nu. Înțeleg, nu. Mulțumesc, nu.
În 2014 a avut loc un summit NATO în Țara Galilor. Corect. Și era fix pe fondul primelor tensiuni dintre Rusia și Ucraina. Uh-huh. Și mă rog, noi românii, cum nu avem nici Bradley, nici obuze, nici mortiere, România a pus pe masă ce avea și așa a fost desemnată națiune lider a demersului de sprijin din partea Alianței pentru organizarea apărării cibernetice în Ucraina. Uh-huh. Ceea ce recunosc m-a mirat cumva că eu, fiind în zona asta de digital de 18 ani aproape, ucrainienii, din cum știam eu, sunt destul de pricepuți în tot felul de lucruri, de la black hat, grey hat, white hat and so on. E corect că Ucraina n-a fost din neant și ce înainte să se întâmple această separare, când făceau parte din blocul sovietic, ofițeri mai în vârstă de acum și nu super în vârstă, s-au școlit toți la școala FSB, adică care e o școală de cyber de calitate, să spunem, adică ce e corect, e corect. Și s-au școlit nu numai tehnici, și mentalitate. Adică au fost situații în care Ucraina nu s-a manifestat tocmai corect în domeniul cyber la adresa României, dar au trecut, să zicem, water under the bridge. Am și uitat întrebarea. A, cu cum a fost România. Bun. Bine, eu n-am apucat să spun întrebarea. Întrebarea, da, te rog, adresează întrebarea. Care e întrebarea? Stai că încerc să ajung la ea, că aveam un comentariu, da, era mai lung. Pe scurt, ideea era în felul următor, că așa, încercam să înțeleg cum ați contribuit din 2014 până în prezent la defensul din zona cyber pe care Ucraina a trebuit să Am contribuit în felul următor. NATO a ținut cont de faptul că în domeniul ăsta România, prin serii la momentul respectiv, avea aptitudini, a pus o națiune lider, NATO a strâns niște bani, o sumă, nu o să spun eu acum cât, că nu e normal, i-a dat României în calitate de națiune lider și România, printr-un agent executor, nu contează care, de pe lângă țării, a făcut aceste achiziții de tehnologie, hardware și software și le-a livrat Ucrainei. Și și-a exprimat și dorința să asiste Ucraina la instalare, la configurare și la așa, dorință pe care Ucraina a refuzat la momentul respectiv. Asta înseamnă know-how, practic, nu? Da, know-how. Aceasta a fost atitudinea Ucrainei la momentul respectiv. Deci noi, chiar eu și un adjunct al directorului am fost în Ucraina când s-au predat toate acele echipamente, ne-am exprimat dorința de a ajuta. Au făcut un protocol așa de tip, de nivel înalt, adică chiar au avut grijă de noi atunci, ne-au omenit, ca să zic așa, dar mai mult de atât, n-au vrut de la România. Adică au ajuns echipamentele, s-a făcut un proces verbal de predare, primire și licențe și tehnologii și așa mai departe și a zis mulțumim, ni le facem singuri. Iar din momentul respectiv a mai existat un schimb de date, dar nu atât cât ne așteptam noi. Dragoste cu forța nu se poate. Dar odată ce războiul a început, dragostea a fost mai apropiată? Da, pentru că și nu numai din partea României. Ucraina a beneficiat de sprijin în domeniul cyber security din partea tuturor aliaților. Într-un mod nemijlocit. Uh-huh. A beneficiat de sprijin tehnologic pentru a se apăra și pentru a-și duce datele în alte părți de sprijinul companiilor private din Statele Unite și din Occident. Adică nu o să le numesc acum, că nu e fair să facem reclamă, dar multinaționale mari pe care le știm cu toții nu sunt absolut cunoscute. Servicii de informații în țările occidentale și noi am fost prezenți acolo și fizic și cu cunoaștere. Altfel, Ucraina n-ar fi făcut față singură sub nicio formă tăvălugului informațional de dezinformare și atacurilor venite din Rusia. Deci Ucraina a primit sprijin consistent internațional. Unul din șefii serviciilor din Ucraina, nu mai știu care și nici n-are nicio importanță, da, spunea că noi știm în orice secundă unde este Putin. Crezi că e adevărat? Dom'le, nu aș vrea să-l contrazic, cred că e un om serios. Întreb dacă tehnologic e posibil, nu dacă într-adevăr e așa. Tehnologic este posibil. Răspuns, da, tehnologic e posibil. Cum să vă zic, în momentul în care eu am tehnologie pe lângă mine și ea într-un fel sau altul e conectată la internet, super sigur, am înțeles până la Dumnezeu orice vreți,
Dar în momentul în care eu am tehnologie pe lângă mine și e conectată la internet, înseamnă că este reachable. Și are dacă, points of failure. Și are orice tehnologie are vulnerabilități. Unele descoperite, unele care vor fi descoperite în curând sau mai târziu. Când am tehnologie lângă mine, un telefon, o cameră de asta, oriceva care face stream și așa mai departe, dacă, pentru că sunt oameni în lumea asta, cercetători de vulnerabilități, care nu fac altceva decât caută vulnerabilități și le vând pe bani buni. Cei mai corecți cumpărători sunt statele, nu privați, ca să știți. Statele, țările, serviciile de informații cumpără cel mai mult lucrurile astea. După aceea, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, dar cel mai mult serviciile de informații. Pe care le păstrează ca să aibă un avantaj strategic, nu le fac publice și le utilizează. Deci, dacă în jurul lui Putin există tehnologie, se uită la un televizor cu IP, nu știu, are ceva inteligent, poartă un ceas, are un telefon, are ceva pe care ucrainienii, sau mai multe lucruri, sau, cum să vă spun, există un pattern legat de niște lucruri pe care ucrainienii le-au aflat în timp, le știu, da, le pot utiliza pentru a ști poziția lui aproximativ, că nu, milimetric, în orice moment. Dar nu singur, tot cu sprijin occidental. Vreau să te întreb puțin de cartelele preplătite. Mi-a venit acum că încerc să-mi dau seama că a fost o discuție în România pe subiectul ăsta. Dacă ar trebui să dăm buletinul când ne cumpărăm o cartelă cu număr de la un chioșc, da, nu toată lumea, fiecare avea o părere. În condițiile în care cu un telefon, cu o cartelă, cu acces la internet, poți să faci destul de mult haos, dacă știi ce ai de făcut. Așa. Și eu mai umblat prin lume, mai peste tot mi-a cerut un act când mi-a cumpărat cartela aia. E adevărat că ideea că le dădeam actul nu-mi plăcea, dar dacă vreau cartela, le-o dădeam și sănătate la neamuri. Ce să faci? De unde lupta asta în România? De ce n-ați reușit în România? Ați reușit multe lucruri, dar asta n-ați reușit-o. Să obligați companiile de telefonie să ceară buletin. Da, nu era treaba serviciului să fac treaba, că nu, că zici că n-ați reușit. Adică întrebăm așa în general, establishmentul nu, românesc sau serviciul. Dar mă gândesc că ar fi fost util, nu? Da, n-ar fi fost util în specie de terorism, mai ales. Și în specie de contraproliferare și păi de trafic. Ați încercat, cred că a fost public povestea asta. Dar n-am încercat numai serviciul. Mai mulți au încercat. Da, în specie de terorism ne-ar fi scutit de multă muncă. Dar asta nu înseamnă că nu-i găsim. Nu vă supărați. Înseamnă că facem ceva greșit dacă nu-l găsim pe unul. Dacă cineva crede că și-a o cartelă preplătită și un telefon și face niște lucruri, adică și-a niște burner, adică și lea astăzi, îți face un comp pe Proton astăzi, cu telefonul astăzi, face ceva și după aia dispare, e într-o mare eroare. Adică noi nu suntem singuri pe lumea asta, avem și noi parteneri. Avem, adică, și atunci, totuși, de ce se cere buletin în alte țări pentru cartela? Pentru că ele sunt mai civilizate și au înțeles că nu trebuie să se chine ca Hristos pe specie de terorism, pe specie de trafic uman și pe alte alea, și că dacă o să întrebăm în România, nu știu, 3/4 din populație are abonament pe care vorbește, înțelegeți? Adică despre ce vorbim? Și atunci de ce nu se întâmplă? Nu cred ei că sunt mai sigur, că mai pot să mai fac o manevră, ceva, un business sau... De care nu. Greșit. Da, trebuie să muncim mai mult. Da? De asta. Se simt ei mai liber, mai safe, mai neurmăriți. Atenție! Povestea asta că serviciul urmărește pe o tâmpenie gravă. N-avem resurse, n-avem tehnologii pentru așa ceva. Și, cum să spun, nici n-avem o lege în sensul ăsta. Adică eu prostie fără margini. Povestea asta că te urmărește SRI-ul. Nu te urmărește. SRI-ul te urmărește. Că sunt câteva, nu știu, sunt sub 2000 de mandate pe an. Deci populația României e 20 de milioane, nu? Morolesc, că mai sunt pe afară. Sunt sub 2000 de mandate. Adică maxim 2000 de oameni la care ne uităm din punct de vedere al securității naționale. Ăștia sunt. Dacă 2000 raportat la 20 de milioane înseamnă că urmărim toată populația, atunci da, așa este. Deci nu e. Și sunt în scădere numărul de mandate. S-a mai cumințit lumea, vreau să spun. Îți curios, legat de politică și alegeri, dacă un partid folosește, nu are importanță numele, să zicem X sau AUR sau X, în fine. Acum eu nu mai pot să răspund la întrebare. Noi nu avem voie să facem politică. X, atunci. Rămâne la X, da? Da. Să zicem că se folosește. Rev, delete, X. Da, exact. Îl scoatem oricum din montaj, voi ați auzit doar X.
s-a folosit de social media în 2020, să zicem, pentru o agenție destul de cunoscută, mă rog, nu e destul de cunoscută, aparent necunoscută în Iași. M-a întrebat dacă e finanțată de ruși agenția aia? Nu. Dacă există argumente, dovezi, că cineva care participă activ la un proces electoral este finanțat, are consultanță, orice legat de cineva care by default e văzut ca potențial dușman. Așa. Și folosește respectivele informații pe social media. Dacă tot a fost toată povestea că tăvălugul din respectiv a venit pe social media. Uh-huh. Care e mandatul? Poate nu se cheamă mandat, nu știu cum se cheamă. Păi bun, a zis mandat, e bine. Care e mandatul cyberint într-o astfel? Adică dacă vedeți că în mod evident se întâmplă niște... Nu, am înțeles întrebarea, puteți să mai ziceți. Da, nu, gata, atâta. Bun, mandatul e simplu. Există legea 51 din 91 care reglementează securitatea națională. Până de ziua îndrăgostiților anul ăsta, nu aveam această amenințare trecută explicit în ea. Pe 14 martie, după ce a fost atacată la Curtea Constituțională legea securității și apărării cibernetice, a fost totuși Curtea Constituțională, e o curte care acum văd că ține cu România, nu mai ține cu alte lucruri, a declarat totuși legea constituțională în integralitatea sa. Este un limbaj de lemn juridic, dar nu știu cum să zic altfel. Deci avem legea numărul 58 din 2023, care reglementează securitatea și apărarea cibernetică. Și nu mai știu la ce articol din legea asta. Prin legea asta a modificat și legea 51 asta cu securitatea națională. Și la articolul 3 s-au adăugat 3 litere. N-O-P, cred. Litera N spune că atacurile cibernetice la adresa infrastructurilor critice și a guvernului reprezintă o amenințare la securitatea națională. Litera O zice că acțiuni, inacțiuni, stări de fapt, fenomene care duc la dezafectarea unor sisteme sau afectarea lor reprezintă o amenințare la securitatea națională. Și litera P, care ne interesează pe noi în seara asta, este litera care se referă la acțiuni hibride, la dezinformare, dar numai acelea care schimbă ordinea constituțională. Și dacă discutăm la lege, ne aflăm în această situație. Deci, începând cu 14 martie, avem lege care ne obligă și ne responsabilizează, ne dă atribuții să acționăm. Ce face Centrul Național Cyberint în această situație? Păi dacă acea campanie este o campanie de dezinformare, o campanie de influență, un atac hibrid la ordinea constituțională, adică influențează alegerile, da? Influențarea legilor înseamnă că voința electoratului, care e parte din Constituție, dreptul de alege și de a fi ales, este schimbată, adică votul nu mai este dat prin, cum să spun, conform voinței fiecăruia, ci există influență care conduce către alte procente, se schimbă ordinea constituțională, atunci noi ne folosim toate mijloacele și forța de care dispune un serviciu de informații pentru a elimina acea amenințare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că contracarăm campania în online, înseamnă că dacă discutăm de o agenție de informații și așa mai departe, sau de site-uri, sau așa, le punem jos, le închidem, nu singur, cu ajutorul ANCOM, cu ajutorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, în multe situații nici nu se știe că suntem noi în spate, că noi am făcut toată treaba, da? Mergem către instituțiile care au atribuții legale de a închide, de a pune jos, da, și așa mai departe, le furnizăm toate informațiile, iar ele le folosesc și iau acele măsuri. Dacă ajungem și la persoane despre care știm sigur că fac treaba, adică indubitabil, la fel, ne luăm un mandat de securitate națională de la semnat de director, avizat de un procuror de la parchetul general, semnat de procurorul general, avizat de un judecător asistent de la Înalta Curte, aprobat de un judecător special desemnat de la Înalta Curte și în baza lui... Dar nu se termină alegerile până vin toate astea. Un astfel de mandat îl putem obține în mai puțin de o oră. Avem sisteme electronice. Nu se mai întâmplă nimic pe hârtie, totul este electronic. Ok. În Serviciul Român de Informații, managementul tuturor documentelor este exclusiv electronic, din anul 2012. Serviciul e înaintea societății, de obicei, cu 10-20 de ani, tehnologic și în multe feluri.
cum e și normal și sănătos la cap. Dacă tot vorbim de tehnologie și de avans tehnologic... Deci luăm repede mandat. E clar că inteligența artificială e un buzzword, buzzword în, da, în vremurile astea. Uh-huh. E, subiectul e mai vechi, sigur, a fost abordat din timp, ca să zic așa, dar e sexy acum în perioada asta. Și sunt curios, din punct de vedere a securității naționale, uh-huh, cum se schimbă jocul odată ce AI-ul devine democratizat? Că practic asta se întâmplă în perioada asta, n-a apărut AI-ul, doar s-a democratizat. Deci AI-ul e super prezent acum. Cine zice, dom'le, o să fie AI-ul și eu... Nu, AI-ul e prezent. Cine nu înțelege, e într-o eroare gravă. E o lipsă de reglementare a inteligenței artificiale cam mare, dacă mă întrebați pe mine. Adică e lăsat cam liber și unii au început să-l folosească anapoda și folosul ăsta anapoda e și răspândit așa la toată lumea. Dar dacă mă întorc la Securitate Națională și la Centrul Național Cyber și la SRI și la securitate cibernetică via Securitatea Națională, noi am început să simțim AI-ul ca parte din viața noastră începând cu anul 2018, nu acum, adică acum vreo 5 ani. Acum este pe deplin, nu știu cum să spun. Cum am văzut treaba asta? Păi, grupări de criminalitate cibernetică și servicii de informații au început să-și dezvolte campaniile de tip APT, malware complex, să scrie cod, să nu mai scrie tot codul cu oameni. Să genereze cod de malware cu inteligență artificială. Mai puțin la început e adevărat, dar când am găsit malware-ul respectiv și am început să ne analizăm, niște bucăți din ele erau scrise impecabil, nespecific unui factor uman. Impecabil. Acum sunt campanii malware întregi care sunt generate pe bază de AI, care sunt, cum să spun, de o calitate deosebită, pe care produsele software normale de detecție, perimetrale și așa mai departe, de tip antivirus, pe bază de indicatori de compromitere și alte, nu o să mai zic prea multe lucruri tehnice, deci produsele de securitate cibernetică nu le detectează. Și o să mă întrebați, bine, dar atunci cum facem? Păi facem, că nici industria, nici cea românească, dar mai ales cea occidentală, n-a stat pe loc. Și a creat tehnologie bazată tot pe inteligență artificială de detectarea comportamentului. Ea nu găsește malware-ul ca atare, pentru că este extrem de bine scris, dar face altceva. Instalezi tehnologia asta într-o rețea sau într-un sistem sau undeva pe care, într-o zonă pe care vrei să o protejezi, când știi că sistemul ăla e curat, dacă nu într-o zonă de laborator care se mirează unde sigur e curat. Tehnologia respectivă învață comportamentul normal al sistemului, al rețelei și așa mai departe. Și îți creează un pattern de normalitate. E ca la oameni. Mă trezesc dimineața, mă duc la baie, mă spăl pe dinți, fac un duș, mă îmbrac, mănânc un mic dejun, merg la serviciu, lucrez, ies la prânz, mănânc. Înțelegi ce vreau să spun, da? E o normalitate. Într-o dimineață, când nu mă mai trezesc, nu spune, domnule, e bolnav, dar zice, angajatul X nu s-a mai trezit în dimineața asta. Vezi că e ceva cu el. Și te sună șeful. Ce se întâmplă? Dom'le, am avut o noapte grea sau nu mă simt bine sau înțelegeți? Așa e și aici. Învață normalitatea unei rețele și când se întâmplă ceva normal, ce înțelegem prin ceva normal? Crește nivelul de trafic într-o noapte. Sau stația unui angajat, stația de lucru, calculatorul, laptopul unui angajat dintr-o instituție a Guvernului României, care are de făcut numai, nu știu, documente într-un anumit editor de documente și care le trimite de la un mail la altul. Și cam asta e tipicul activității lui. Dintr-o dată are o conexiune către un site din afara țării, care de fapt e un server de comandă și control și face un callback, da, adică stația respectivă este virusată. Software-ul ăsta îmi spune doar atât. Software-ul ăsta bazat pe inteligență artificială. Vezi că stația aia a făcut o conexiune către adresa IP din afara țării. Atât îmi spune. Nu spune, investighează. Și după aceea echipa de forenzic, echipa de intervenție rapidă și au valizele cu tehnologie, se duc acolo, fac o clonă a stației, o aduc înapoi, fac forenzic pe ea, extrag malware-ul, malware-ul merge la reverse engineering, la analiză malware, ei fac reverse engineering și spun pacientul zero e stația cu tare, adică pe unde intra malware-ul în rețea, malware-ul face treaba asta, șterge, criptează, fură, ce mai face
Și în felul ăsta exfiltrează date. Cu steganografie face o partiție criptată ascunsă, pune datele de acolo și ea și o iau. A creat 3 adrese de mail în care a schimbat doar o literă sau a pus în loc de O0 nume și administratorul, dacă are 400 de adrese, nu o vede pe aia, vă spun sigur, și trimit mail-uri de acolo și zice, da, domnule, a plecat un mail. Da, e activitatea normală. Înțelegeți? Cam asta e povestea cu inteligența artificială. Și ea îți dă semnalul, tu pe baza ei investighezi, descoperi și după aceea începi să găsești. Deci este o bătălie între bine și rău. Rău o folosește ca să atace, binele o folosește ca să se apere. Binele o mai folosește acum ca să se apere și proactiv, ofensiv, adică nu mai stă doar, așteaptă să vină, folosind inteligența artificială și, cum să spun, diverse pattern-uri, modele, machine learning și așa mai departe, învață felul în care actorii cibernetici rău intenționați atacă infrastructurile din diverse țări și pe baza acelei chestiuni face și scanări pasive în zona de hosteri, de bulletproof hosteri. Bulletproof hosteri sunt hosteri care închiriază servere sau virtual VPN sau VPS fără să-și ceară niciun act de identitate, fără să-și ceară nimic de identificare și care acceptă plata cu criptomonedă. Și atunci sunt raiul atacatorilor. Deci e o luptă continuă. Deci AI-ul e și rău, e și bun. Când se întâmplă ai descris un fenomen care probabil nu s-a întâmplat peste noapte, s-a întâmplat pe o perioadă destul de scurtă de timp, dar nu peste noapte. Te îngrijorează sau te fascinează când apare o problemă nouă? Amândouă. Adică noi avem o treabă serioasă. Adică nu suntem un institut de cercetare și când apare ceva nou, wow, ne-am fascinat, mai cercetăm ceva. Nu. Mai întâi mă îngrijorează. Deci primul lucru, întotdeauna îngrijorarea. Și după aceea, dacă din cadrul îngrijorării și înțelegem repede, putem să-l combatem, dacă e o poveste care ne afectează, putem să facem un hitback, putem să facem un upstream, adică să lovim înapoi, sau nu lovim înapoi, dar ne ducem până la ei în camere, le reușim să ne penetrăm sistemul de VTC și vedem acolo când dau comenzi și înregistrăm lucrurile astea frumos și le dăm la parte. Deci da, e fascinant. Nu? E fascinant. Spre exemplu, a fost un atac pe care l-am găsit în timp real la o instituție relevantă a României în care sunt datele noastre ale tuturor acolo. Nu o să vă spun care, dar nu sunt prea multe în care sunt toate datele noastre pe acolo. Și am văzut pe chinezi în timp real, dacă poate în felul ăsta, vin mai rar pe aici, dacă i-am menționat acum și ne puneți pe YouTube, cum își făceau niște pachete cu niște multe milioane de date, se pregăteau să le ia. I-am oprit. Poate că ar fi fost altă dată și nu i-am găsit. Nu vreau să zic că i-am găsit tot timpul, dar acum i-am oprit. Da, a fost fascinant să ne batem cu ei în timp real și să-i oprim. Și n-a fost metoda a tragem heblul din priză, adică nu grobianism. Adică n-ați pârjolit terenul. Nu, finuț. Da. Parte în parte. Da, parte în parte. Dar și am oprit și am reușit să înțelegem și pe unde au venit și cum au făcut. Da, deci are și e o satisfacție, nu poți să o ai în altă parte, că n-ai cum și n-ai unde. Acum 500 de ani moldovenii fugeau pe dealurile Vasluiului de turci, acum fugim pe dealurile digitale de chinezi. Da. Ai cripto? Cripto ai? Am și n-am. Am cripto când vreau să cumpăr lucruri despre care nu vreau să știe lumea. Și n-am cripto când vreau să fiu onest și corect și cumpăr cu bani și mă duc cu buletinul. Te întreb de blockchain, cum te-am întrebat și de AI. Dar întreabă și de quantum. În momentul în care a apărut blockchain-ul, care a fost grila de interpretare? Una fundamental pozitivă. Pentru că aduce multă securitate, aduce multă trasabilitate. Ca să compromiți o rețea blockchain, trebuie să compromiți măcar 51% din ea, 51% attack, și toată lumea care se pricepe un pic înțelege. Deci, n-am un exemplu până acum de o rețea relevantă de Bitcoin, de cripto, care să fie compromisă. Deci are aplicabilitate și la noi în cyber security, pentru că pot, mă duc, știu tot ce s-a întâmplat,
sunt legate unele de altele, nu poți să umbli în unul fără să se știe că am umblat, adică e foarte ok, e bună în medicină, e bună în agricultură, e bună în cercetare, e bună în deci blockchain, numai plus, dacă mă întrebați, foarte bun. Foarte bun, aduce multă siguranță, multă securitate. Ne apropiem de sfârșit și vreau să dau posibilitatea și celor care au venit să ne vadă să adreseze întrebări. Ce, acum că ți-ai făcut o idee de, nu că nu știai deja, apropo de ce vorbeam, cu cine e de cealaltă parte a mesei. Nu te-am studiat înainte să știam, am venit așa, la blind date am venit. Sunt convins. Ce întrebare ai avea pentru gazda acestei emisiuni? Ce părere ai despre Serviciul Român de Informații? Cinstit, da, cinstit. Cinstit. Relația de... În, nu e o relație. E ce-am crezut în timp, a avut o evoluție extrem de... sinuoasă. Exact. În sensul că ca libertarian... E ceva în mine care tot timpul se revoltă împotriva ideii de control. Dar e strict o chestie teoretică, care e acolo, zvâcnește și există. Ulterior, am cunoscut pe cineva care mi-a zis, care lucra în serviciu și era și activ, era din ăsta de teren. Și era un om foarte serios și onest. Și mi-a zis, bă, dacă ai ști cam câte atentate noi am dezamorsat înainte să se întâmple. Omul era de la Iași, noi avem mulți arabi acolo, în fine, e mai complicată situația decât în alte părți ale țării din punctul ăsta de vedere. Știe, e pregătit. Și aia a fost prima fisă care mi-a crezut că, bă, poate e o miză mai mare decât ce mi se pare mie așa din când în când. În sensul că ulterior te uiți și vezi că se pot întâmpla lucruri foarte nasoale. Adică, nu știu, gândiți-vă, apropo de ce vorbeai cu Buhnici, că pică curentul în România 4 zile. Adică e chestia aia cu când te mai oftică Serviciul Român de Informații, gândește că s-ar putea la un moment dat să nu reușească să identifice un astfel de threat și după aia să zici, bă, da mă, cu relele lui, cu nu știu ce, cu ce mai pare primesc. Dar nu mai are așa multe rele, să știi. Nu mai are așa multe rele. Dar dacă nu-și face treaba bine la un moment dat, bă, mă ustură cur, adică e nasol. Ăsta e motivul pentru care e un soi de... E ca atunci când își face bine cineva treaba și te lasă să-ți faci și tu treaba fără să-ți bați capul cu un lucru care oricum tu nu l-ai putea rezolva. Am răspuns bine? De onest e onest, nu știu dacă e și nu există răspunsuri bune și rele. Există știu, ce crede fiecare. Sau neoneste, știu. Da, cred că onest, da. Așa mă gândesc, da. Dacă ar trebui să facem un cocktail pe care să îl bea toți românii mâine. Okay. Și ar trebui să scoatem o trăsătură care ne definește și să băgăm o calitate din care ar trebui să avem mai mult. Și mâine bem cocktailul ăla și România e un loc mai bun. Ce scoatem și ce băgăm? Păi și n-ai voie din alea opuse. Băgăm generozitate și scoatem opus. Ar trebui să scoatem zeflemea asta românească și autosuficiența și priceperea asta și bășcălia pe care o facem noi despre orice. Asta ar trebui bășcălia scoate eu, că noi suntem cei mai buni, l-am spus, bancuri și la lucruri de astea. Eu scoate-o pe asta. Și aș adăuga foarte multă seriozitate. Ai zis opusul, n-ai voie. A, trebuie să bag tot ceva rău. Dacă simțul umorului exacerbat. Dar eu n-am spus să scoți simțul umorului. Exacerbat. Eu am spus să scoatem bășcălia. Okay. Scoatem bășcălia, băgăm mai multă seriozitate. Noi când se întâmplă ceva rău, noi ne amuzăm, știi? Păi se... Dar nu, România a depășit etapa asta. E același lucru, trebuie să-mi zici altceva ce băgăm. Să băgăm ceva ce? O altă caracteristică. Deci scoatem bășcălia. Dacă scoatem bășcălia, devenim și mai serioși. Nu mai avem nevoie de altă seriozitate. Nu. Noi, de muncitori, suntem... Nu știu, să fim mai eficienți. Bun răspuns, nu l-am mai auzit până acum de da, la timp. Deci să scoatem bășcălia, să fim mai eficienți. Că de muncim. Ce cărți, două cărți pe care ar trebui să le citească cineva care ar vrea să vină să lucreze cu tine? Uh-huh.
Păi, eu nu țin minte autorii, dar o să vă zic titlul cărții, îl găsiți și fără autor. Gândire lentă, gândire rapidă. Este o carte despre leadership și management. Este scrisă de un israelian, un fost pilot, dacă nu greșesc, în armata israeliană. E o carte care mie mi-a plăcut foarte mult despre cum să-ți conduci echipele, cum să-i motivezi, ce înseamnă să fii manager, ce înseamnă să fii lider. Una dintre cărțile cele mai bine scrise. Chiar trei sau patru oară când auzim titlul ăsta aici. Bun, eu chiar l-am pe birou. Și am mai citit o carte, dacă vrei să stai vene sau să-l lași mai lung, Serotonină se numește. Nu știu autorul. Să-l lași mai lungi. Da. Cu iubirii eșuate, adică chiar după ce ajungi la jumate, te oprești din citit. Și dacă vrei să rămânem în domeniul cyber, mai zic un titlu, Coding Democracy se numește. Da, în care sunt povestite lucruri interesante despre hacker, despre malware, despre tool-uri folosite pentru a influența alegeri, pentru a schimba guverne, pentru pe cabluri. Cam asta ar fi recomandările mele. Întrebări, dragilor. Ioane? Așa a fost regia. Am fost inginerit. Voiam să vă întreb, dacă tot aveți acces la ta informație, ce este Nakamoto ăsta? Ce este? Echipă. Nakamoto, cel nu care știu. A făcut... Cu blockchain mă întrebați? Da. E echipă, e om, e capră. Nu. La început a fost... ideea a fost inițială a unui om. Da? Care a făcut chestiunea asta pentru blockchain, adică pentru Bitcoin. Ca să zic așa. Și întâmplarea drăguță face, nu știu dacă o știți, sau probabil știți, ați citit-o, la început valoarea Bitcoin era nesemnificativă. Și nu știu, cu câteva sute sau, nu știu, mii de Bitcoin se plătea o pizza. Și cineva a plătit o pizza cu cantitatea asta de Bitcoin, în loc să o păstreze, și peste vreo 2 ani putea să fie miliardar. Și au mai fost spețe în care, folosind tehnologia Bitcoin, tehnologia blockchain, pardon, pentru Bitcoin, un tip și-a făcut backup pe un hard disk pe care după aceea l-a pierdut undeva și l-a găsit după vreo 3 ani și a devenit miliardar. Deci este un japonez, dacă nu greșesc, cred, sper să nu greșesc foarte tare, ideea lui a fost să înlănțuiască evenimente, informații, astfel încât să depindă una de cealaltă, să nu poți să intervii pe acest lanț, și aplicabilitatea primară a fost pentru Bitcoin. Asta e ce știu. O mai fi și alte lucruri, dar nu le știu. Și eu când nu știu, nu vorbesc. Există lucruri care nu se cunosc. Da. Deci de cei care știu. Dar cum să văd? Asta e o chestiune de cultură generală, adică poți să fii șef la cyber și fără ea liniștit. Sunt la asta. Altă întrebare, dragilor. Bună seara. În ceea ce privește influențarea alegerilor prin dezinformare și astfel de campanii, în campaniile electorale, oricum se, să spunem, înfloresc anumite lucruri. Cum abordați acest echilibru de a distinge între ce e dezinformare și ce este doar înfloritură? Bun. Această chestiune nu e întotdeauna atributul serviciului de informații. Unele lucruri trebuie să se mai rezolve singure și partidele. Adică să-și facă campanii în mediul online, să combate campaniile în mediul online. Dacă este ceva, cum să vă spun, un pic abscons, ceva anormal, ciudat, ceva care este un fenomen care depășește această chestiune, combaterea se face tot prin mediul online, cu o contrapondere la această chestiune. Combaterea se face prin oprirea surselor respective, combaterea se face prin dezafectarea infrastructurii, dacă este o infrastructură, cum să vă spun, la un bulletproof hoster închiriată și așa mai departe. Și într-un final, combaterea se face, dacă ajunge la persoană, așa cum am spus și anterior, prin trimiterea celor persoane în justiția. Pentru că chestiunile respective, în afară de faptul că le avem noi încadrate ca amenințări la securitatea națională, există și prevederi în codul penal pentru, nu știu să vă spun acum, articolul, litera și așa mai departe, dar sunt infracțiuni. Cam așa, cam asta e, nu prea văd altcumva. Dacă unii fac o campanie de influențare într-un fel, atunci noi sau partidul sau noi, fără să știe că suntem noi, facem o contracampanie cu informații corecte de 3 ori mai puternică. Acesta ar fi răspunsul meu.
Dacă nu mai aveți voi întrebări, mai este o întrebare, ultimă. Având în vedere că sunteți în serviciu guvernelor, cumva și al binelui statelor, mă întreb dacă la un moment dat Bitcoin și descentralizarea și scoaterea monedei de sub tutela statului ar putea fi încadrată ca amenințare la adresa stabilității și atunci serviciile să fie direcționate împotriva acestui curent sau împotriva Bitcoin? Deci, din ce știu eu, mare parte din rețele minerii și cei care asigură infrastructura prin care se fac tranzacții n-au nicio legătură cu statul. Sunt firme exclusiv particulare sau companii. E posibil ca unele state să-și pună infrastructură la dispoziție pentru a se realiza astfel de tranzacții în rețele de tip blockchain. Deci eu din ce știu, Bitcoin nu e controlat de state și tocmai că e o problemă cu povestea asta cu... e o problemă. O problemă în ce sens? În sensul fix în sensul ăsta era întrebarea. În sensul volatilității. Devine o problemă? Da, poate să devină o problemă, să destabilizeze piețe și așa mai departe. Unele state au încercat reglementarea lui, unele au reușit, altele n-au reușit. Statele cu un grad mai mare de totalitarism reglementează mai repede, că acolo nu comentează nimeni, vine partidul stat, spune ABC și aia se întâmplă. În statele mai democratice lucrurile se întâmplă mai greu, că de aia state democratice. Se consultă populația, urmează alegeri, guvernul se gândește, măsura asta e antipopulară și așa mai departe. Serviciile nu se vor îndrepta niciodată împotriva Bitcoin. În general, serviciile nu se vor îndrepta niciodată împotriva unei criptomonede care a avut o apariție și o creștere normală și organică. Creșterea asta normală și organică se întâmplă întotdeauna în mediul privat. Deci Bitcoin n-a fost creat de un stat. Cum nici Monero n-a fost creat, cum nu mai vin altele în cap. Acum îmi cer scuze, Luna... și toate shitcoin-urile astea care mai sunt, da? Sau, pardon, monedele virtuale care mai sunt. Ele nu au fost create de state, nu sunt controlate de state, da, unele dintre ele au dus la creșuri financiare pentru că au fost oameni care au investit sume importante de bani în Bitcoin când era vreo 60-70 de mii și dintr-o dată s-a făcut 20 de mii, s-a făcut 18, s-a făcut 17 mii. Și acum nu mai știu câte, dar nu cred că e mai mult de 30. Nu m-am uitat astăzi cât e. Dar s-au pierdut sume impresionante de bani. Nu mai vorbesc de exchanger de prin Africa de Sud și în alte părți care au plecat cu tot cu portofelele, așa cum știți, în cazuri publice, adică nu vă spun noutăți, da? Ți-ai pus, ai cumpărat Bitcoin, l-ai pus într-un wallet, nu la Binance, care să zicem că e foarte un exchanger uriaș și nu poate să facă treaba asta, dar lipsa reglementării exchangerilor a dus la pierderi de mii de miliarde de euro, dolari și așa mai departe. Oamenii au plecat cu ele și cei care le aveau, dintr-o dată n-ai mai avut portofelul în telefon. Prin de orbu scoate ochi. Da, i-au mai găsit, i-au mai omorât, adică n-a fost... Dar nu serviciile de informații, atenție, ăia păgubiți. Adică au plătit oameni și i-au găsit prin lumea asta și unul a mai căzut la balcon, altul s-a mai întâmplat ceva. Adică nu poți să... Cum să, sau poți, dar trebuie să te gândești că niște oameni se vor supăra după aia. Să pleci cu niște sute de miliarde și să crezi că nimeni nu o să te caute. E o poveste asta. Deci e o lipsă de reglementare aici. Dacă ar trebui, adică dacă un stat își asumă o monedă, atunci trebuie să vină și cu reglementare. Nu ne aflăm încă în această situație. Înțeleg că China ar fi prima națiune care vrea să vină cu o monedă care să fie asociată cu statul, controlată și așa mai departe prin banca centrală, să fie acceptată de sistemul... E o poveste de reglementare. Deocamdată, din ce știu eu, poate nu știu foarte bine, stadiul este un incipient. Dar, ca să răspund foarte clar, serviciile nu se vor îndrepta niciodată împotriva unei criptomonede. Ultima întrebare. Bună seara, Cosmin mă numesc. Domnul Rog, am înțeles că sunteți un patriot, ne-ați demonstrat lucrul ăsta, ne simțim mai în siguranță. E doar o curiozitate personală, dacă știți că în serviciile secrete ale statelor cu care colaborați au existat generali sau... Nu toate au sistem militar ca noi. Ok, care au dezertat către grupuri adverse. Absolut că da. De pacepa. Absolut că da. Ne puteți spune? Nu. Dar vă pot trimite să citiți pe internet...
Agenți FBI care au defectat pentru ruși, au fost agenți ruși care au defectat pentru CIA și așa mai departe. Au fost ruși care au defectat pentru MI6 și pe DOS. Da, deci sunt cazuri. Mă întrebați dacă mai sunt și acum? Da, în zilele noastre. Nici nu confirm, nici nu infirm. Bun, înainte să încheiem, vreau să am un cadou. O cărticică. Pentru mine? Da, sper să... Ego is the enemy. M-am gândit că poate ajuta. Am înțeles. E un apropo foarte elegant. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc.